Eu îi predeasem și între a cincea și între a șasea, fusesem profesorul ei. Și așa că m-a luat de mână, eu fiind profesorul, și ne-am dus la contestație. Și la contestație, profesorul care a corectat, el stă acolo și se justifică de ce i-a dat 20 de puncte, i-a tăiat. Și justificarea lui era așa, că litera asta a văzut-o drept P, în loc de B. Și atunci eu, ca profesor, am spus, bine, bine, dacă ne-ați demonstrații, mai are un P pe undeva? Dom'le, așa am văzut eu. Suntem colegi, totuși, nu se poate, zic, vorbim ca niște oameni responsabili. Și n-aveți cum să o convingeți pe ea, acum. Ea era și foarte bătăreasă, în acea știință, foarte categoric, și a spus, dar vedeți că pixul a fugit deasupra biluța aceea, nu mi-a mai lăsat să vedea chestia asta. Da. Și că n-a mai scris. Și n-a mai scris pixul, da, aceea care e rotund acolo și n-a mai scris, n-a mai vărsat. De ce să mă sancționați? Însă și vede chestia asta. Dar dumneavoastră cu pâ ăsta ce raționament aveți? Întreabă. Cu pâ ăsta, cum vă justificați? Unde curge raționamentul pe baza literii? Păi, trebuie să-mi tăiați tot. Da. Trebuie să-mi tăiați tot, că dacă n-ați înțeles nimic din ce am făcut. Sigur că a revenit asupra vătării și a dat punctajul, dar am vrut să vă spun ce înseamnă, doar de aici am plecat, dar ce înseamnă redactarea impecabilă. Și atunci când scrii o simplă adunare, fă-o, spun 3 plus 5 egal cu 8. Corectorul nu e în capul tău, ca să știi că tu ai gândit, că, dar n-ai scris. Deci totul trebuie, comunici prin el, comunici cu el prin ceea ce ai lucrat, ceea ce scris pe hârtie. Și când corectezi, dacă ai șansa să citești o teză, oglindă, îți face plăcere, da, te convinge. Și pe baremuri, într-adevăr, vezi acolo ce fiecare pas, domn profesor, fiecare pas pe care îl gândești, îl scrii. Aici e o mare problemă. Am avut o, vă voi povesti și asta. Deci, la un moment dat, copiii sunt inventivi și depășesc baremul. Exact. Ies din baremul. N-am nicio treabă cu baremul. Îi dau o soluție originală. Dacă m-ați spus, m-a luat cu fata aceea. Da. Care a dat-o, da, a făcut totul și a trebuit să-i zice, domnul profesor, de fapt, dacă mă întreb până să înțeleg. Exact, exact. Și a făcut-o perfectă. Deci teza era de maxim. Și n-am vrut să-i dea tot punctajul. Pentru sigur că am zis că nu e era o bătărie dusă între... Era acolo, erau alte. Da. Lucrurile ascunse, de ce? Și vreau să vă spun încă o dată că în clipa în care ieși din barem, sigur că atunci ești inventiv foarte tare. Îl poți surprinde și pe autor. Pe corector, îndeosebit. Și corectorul care este șablonizat, deci cu o gândire și pune șablonul ca la poliție, la șofer, când nu știu ce se întâmplă acolo cu ABC-ul acolo. Da, așa răspunsurile acestei variante. El nu reușește să-ți înțeleagă soluția. Dar acela este un caz excepțional. Că până la urmă te poți bate, dacă ai soluții ce ai tu, de la contestație, să ai pe ce. Faci contestație dacă ai pe ce. Dacă nu, te retragi și stai... Vorbeam cu profesoara Andariei și zicea că a corectat la clasa 6-a la Olimpiadă. Da. Și într-adevăr, așa a zis și dumneavoastră ei că trebuia să ia în considerare nu numai varianta de barem, ci dacă soluția era corectă, trebuia să o punteze. Sigur, sigur. Dar ca și concluzie generală, așa a tras-o pentru 5-8 cu ceilalți corectori, copiii sunt, nivelul copiilor este scăzut față de copiii de altă dată care veneau la Olimpiadă. Păi, aici este marea problemă pe care eu am semnat-o. Deci că nivelul scade de la o zi la alta, de la un an la altul. Vreți să vă arăt rezultate cu 0-0-0, n-au luat niciodată un punct la niciun subiect. S-au dus la Olimpiada la faza locală și au 0-0-0-0? Faza locală la faza națională. Eu zic că acum la faza locală că am rezultat. Păi, da. Da. Dar eu știu că... Deci, așa la foaia așa? Da. Mi-e clar. Și la cine duci? La faza națională, Bacovia, deci la faza națională, în 95, când eu veneam la Mâinești cu 4 în lot, la faza națională, ținându-se la Bacovia, sau cum îi zice acum, ținându-se acolo, și-au băgat în urs concurs, adică în afara concursului, tot ce au avut ei mai bun, când nu au încăput, că există un număr de locuri,
Ei au avut ani de-a rândul rezultate, s-au bazat pe rezultatele mele. De aceea ai un număr de locuri la națională, îți mai dau. Nu ai cu ce te vrezi, dar nu-ți mai alocă un număr de locuri acolo ca să-și afacerea ceva. Și acum, erau, au băgat peste 20, ca să spun, dom'le, ceva trebuie să avem și noi. La noi acasă s-au organizat. Ce? Și când s-au afișat 0000, 0000, toată crema lui Ferdinand la anul acela, era așa, 00 peste tot. Ei, ca profesor, trebuia să se justifice, după ce vine ușul de la voi, ce le facem? Bine, și asta ce? Asta n-a fost rușinos? A fost și mai rușinos. Păi asta este de la copii care au ajuns până în faza aia, deci merg copii la olimpiadă, de aceea eu vă ziceam că au fost foarte mulți, dar merg și dau foaia cum le-a dat-o. Poftiți, nu știu să fac. De ce mergem la olimpiadă? Eu nu înțeleg. Pentru simplu fapt că există orgolii, fiecare profesor, în loc să muncească, să depună acest efort de care tot pomenesc în fiecare când se ia pe copilul la un nivel încât acolo când te duci să ne faci de toată bafta, ei ca să justifice meditații și toate alte, îl ducem și la olimpiada acolo. Și dacă l-am dus la olimpiada acolo, ei, nu a fost pe mână, nu a fost pe așa, nu a fost atent, de ce, dar dându-ne niște explicații. Și vreau să vă spun că de la colegiul foarte bun, copiii de clasa 8-a, care 10 pe linie din toți anii, n-au luat? Știm. Nu s-au luat la 14 puncte? Știm. Jumătate din punctaj? Da, 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 da. Deci... Deci am rămas... Da. Deci... Deci am rămas... Da. Categoric așa e. Că minciuna ține până într-un loc. Bine, și părintele când deschide ori? Nu are loc. Deci el părintele, este păcărit la nesfârșit. 10 absolut, domn profesor. De lumii, clasa 5-a până într-o. Da, 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 da. Deci părintele este păcălit la nesfârșit pentru că el e subiectiv, el nu reușește să detașeze de ceea ce îi place lui și atunci zice, aia, ce de drag, trece. Că copilul meu e de 10. E de 10 și rămâne așa în sufletul meu cu chestia asta. Mie îmi place mai mult să cred asta decât să cred adevărul. Da? De ce școala se prăbușește la o zi? Da. Se exploatează așa să te... Până și profesorul se exploatează asta, domnul profesor. Păi, dar și ei sunt părinți la urmă. Exact. Și ei au copii. Exact. Vreau să vă spun un lucru. Sistemul e prăbușit cu concursul lor. Deci cu concursul lor, nemai lucrând, nemai având, am mai spus-o și altă dată, inclusiv propunători de subiecte sunt foarte puțini. Că nu mai sunt oameni ce antrenați pentru că cei ce tot îi învăț eu și fac acum antrenamentul ăsta se pătrunde în mintea autorului, să scormonim acolo, să găsim ideea și este de o frumusețe rară, da? Și să vă rămâne, da? Nimeni nu o face. Nu o face pentru că la rândul lor nu sunt creatori. Da. Nu poți cere să cuiva să compună o poezie și să gâștii frumusețea ei dacă tu la rândul tău n-ai compus. N-ai scris o poezie în viața ta. Da, ne-am întins la vorbă, dar cu ocazia asta cred că am mai pus la acum niște lucruri și v-am atras atenția vouă, dragilor, și celor care ne privesc, că trebuie să aibă multă încredere, să o câștigi în lucru și trebuie să înțelegi că dacă vrei să faci altceva decât cei care o fac în mod obișnuit, trebuie să muncezi de zi. Trebuie să te duci tu spre problema aceea. Tu să deschizi cartea din inițiativa ta. Nu să-ți faci numai probleme. Când aud când fac numai tema și fac presărite cele câteva ieșiți, eu obosesc. Înseamnă că m-ați înțeles. Ci toată chestiunea este că să fac lucrurile acelea... Dar la nivel general, domnul... Toată... Nu cunoștea parte. Deci nu, învățământul e prăbușit. Exact. Nu, nici măcar nu putem să spunem că este, știți, prins. Mihaela. Ce se întâmplă? Mihaela. Este simplu. Foarte simplu. Atâta vreme cât sistemul acesta se cârmește zi de zi. Oameni din ce în ce mai slab pregătiți. Pedagogii foarte slab pregătiți. Pentru ei nu se pot face înțeleși. Ei nu pot să comunice cu copilul. Nu pot să-l transmită ceea ce. Nu trăiesc asta. Ei nu ard. Deci nu ard. Ziceați, am spus că la colegiul din București,
București renumit, da, a trebuit să scad cu 10, i-a calificat, cu 10 puncte, din 28. Așa de jos a coborât. Da, da. Păi asta vreau să vă spun. Nu, este alta. Vedeți? De ce subiectele acum la capacitate au scăzut ca tributare? Exact, și o să mai scadă, că și la Olimpiadă și peste tot mai jos reduc, pentru că nivelul lor e... Da, ei trebuie să... Aproape de... De aceea, cam nații rămâne tocmai în urmă, pentru că nu mai avem oameni pe care, exact, care se... Exact, asta e concluzia profesorului Văr, că deja se trage, se ajunge la concluzia asta. Nu mai avem, nu mai scoatem oameni de calitate, nu mai avem oameni pasionați, nu mai... De matematică, nu mai de matematică, în general, așa pe jocul, da. În domenii, oricare ar fi așa la... Îți plictisiți, uitați, a trecut ora, găsim altceva de făcut. Vreau să vă spun că cei care au activități de-astea, concrete, n-au oameni profesioniști, nu au cu ce să mai facă activitatea aceea într-un domeniu sau altul. De foarte multe ori sunt nevoiți să ia de pe școală ce copilul a terminat acolo să-i califici ei. Deci vreau să spun că cei care au activități așa, n-ai calitate umană. Da, bucuria asta de care dumneavoastră o povestiți în fața camerelor, cum Aura, cum Aghi, da, învățau și vă cereau colegii și... Domnul profesor, nu mai găsiți în ziua de astăzi. Nu că sunt unicat sau ar fi... Dar nu mai sunt copii care să ceară colegii peste colegii și să zică, mă, tata adun sau mama adun, cumpărăm, că eu epuizez tot și lucrez din proprie inițiativă și nu. Ăia de 10, de la clasă, le iau absolut coroniță fiecare an, da, și noi știm, ne uităm la ei cu mândrie, de fapt, realitatea e, iau un nou la un subiect, da, 9 puncte din 28, da, am vrut să zic. Dar pentru că ei sunt numai oameni roboței, ei sunt, nu sunt creativi. Deci partea creativă a unui copil este îngropată, sistemul asta face. Deci partea creativă este îngropată, nu se muncește pentru treaba asta. Ori asta înseamnă că oamenii aceia nu au decât să execute, ei știu modele. Exact. Da? Și spun, de asta am făcut, fac, n-am făcut. Exact. Ia mai două culegere cu Iubac, că te înjura acum. Da, da, da. Deci caută modele. Ori, acolo nu sunt modele, ci ceea ce am făcut aici, ce fac. Da, și redactarea ta și cum îi învățați. Noi copii, voi nu știți, aveți așa o milă de aur în față pe domnul profesor. A trebuit să vă rugați să-i dea Dumnezeu sănătate și voi să vreți să trageți de dumnealui. Nu numai să vă împingem, hai fiți atenți, hai să redactați tot, hai, pentru că domnul profesor aici e capabil și are atâta răbdare și înțelepciune și capabil să vă învețe niște lucruri atât de interesante pe care profesorul la clasă, chiar dacă ar avea timp, chiar dacă ar vrea, nu are timp să o facă, da? Așa? Dar voi aici puteți să le exploatați pe domnul profesor, uitați câtă răbdare are. Cum vă redactează, vă scrie. Credeți că domnul profesor îi trebuie să scrie asta pe tablă, dumnealui? Sau mie? Nu! Dar uitați, exact! Uitați-vă cum vă redactează, uitați-vă cum vă învață, să spuneți. Și profitați. Dar ne-a zis ce trebuie să facă. Ei, ei ce trebuie să facă. Deci este vorba de coborârea urgentă la nivelul la care s-a făcut copii ca să poți să intri în legătură cu ei. Asta e acta, să spunem, profesorului care este dedicat, care se jertfește, care stă, cum spun, în starea asta de totală bună dispunere, indiferent ce probleme are în spate. Matematica e frumoasă, se da! Indiferent ce probleme are în spate. Deci el, aici când a intrat, uite de tot și de toate. Asta este. Exact. Și un actor de comedie, dacă i-a murit mama și el trebuie să joace o piesă de comedie, să facă lumea să râdă, el trebuie să facă asta chiar dacă și-a îngropat mama cu 2 ore în urmă. Așa și... Da, deci astea sunt problemele care trebuie să le înțelegeți. Și voi trebuie să reușiți, simțindu-mă, pipăindu-mă, cât de puțin sunt cei care au șansa exact, să stea direct în dialog cu mine. Puțin. Dar ei acum o fac prin intermediul filmului, pentru că filmul ăsta ajunge peste tot. Și a scris un mesaj, o profesoară de engleză, care zice așa, Doamne, nu mi-am închipuit vreodată, eu profesoară de engleză, că am să dau și am să am răbdarea să urmăresc un om 40 de minute de cap-coadă. Omul ăsta nu transmite informații, ci de termen să te îndrăgostești, exact, să îți trăiești informația. Exact. Aici ajunge la sufletul tău, da, acolo. Asta vă propun să înțelegeți și să faceți cu drag asta. Hai să ne oprim că trebuie să intrăm și în partea cealaltă. Da. La revedere! La revedere.